Am intrat în demers să mă uit de fondul meu de ten preferat și apropo văd că s-a scumpit 21 de lei, costa 20 de lei când eu prima dată l-am luat și deja are un an la mine, așa că el deja trebuie să se termine și caut soft vanilla, așa se numește nuanța mea, câteodată inițial mie mi se părea că e o nuanță mai închisă pentru mine, dar sau că m-am obișnuit sau nu știu ce s-a întâmplat, dar mi se potrivește, dar nu găsesc o nuanța mea, din păcate, soft vanilla, peste tot e soft nude, soft nu știu cum, numai nu e soft vanilla. Am intrat și prin Ocean, m-am plimbat prin mai multe magazine, aici am făcut cumpărăturile, dar nu pot să arăt ce am luat pentru că e pentru ziua lui Alexandru. În schimb pot să vă arăt ce am luat de la Ocean, am luat o sălățică, am luat aici ce aici, e merdenea cu brânză și aici e triunghi cu măr. Uite așa, două bucăți. Măr pătrunjel. Alexandru vrea să facă azi dovlece și o să aibă nevoie de pătrunjel. După aici avem ridichie. Am luat o legătură. Și dacă tot... Hai că nu ajung la ea. Uite aici. Și dacă tot vine Paștele, Nicolete este poftă de cozonac. Aș vrea cu... Deci cozonac cu nucă și cu cacao. Dar trebuie să nu mai uit. Poate mai găsesc pe undeva încă și acolo. Trebuie să iau apropo și pâine proaspătă. Am găsit cozonacul perfect. Cozonacul e cu nucă și cu cacao. Costă 17 lei. Depinde, fiecare are gramele lui. Dar a meu costă 17 lei. Am găsit și ficate de pui. Apropo, a fost unicul. L-am găsit acolo jos. Expiră, deci expiră când trebuie. Așa că chiar mi era poftă de ficat de pui, de prăjit așa cu ceapă și morcov. Și acum mă duc să mai iau vin și cam atât. În drum spre vinuri am găsit, uite asta. Eu căutam grăunciol, dar văd că costă 6,20. Asta mărgile de brânză, deci costă tot așa 6, doar că cu 5 bani e mai scumpă. Asta mi pare o variantă bună și mi-era chiar poftă de... Deci acum chiar mă duc la vin, gata, că dacă nu o să trec prin tot Oșanul. Am luat vinul necesar, e fetească neagră, că de multe ori îl încurc cu Cabernet Sauvignon. Cam așa, cred că și el e bun, dar asta e mai bun. Acum mă duc la casă și apropo, azi n-a fost așa de aglomerat nici în Ocean, nici în tot mall-ul. Azi într-o oră și jumătate, cred, am făcut toate cumpărăturile necesare. Poate că eu am plătit în fiecare magazin, am intrat, dar m-am descurcat operativ, uimitor. Și plus încă în Ocean n-am făcut cumpărături, mă dragă. Apropo, nu ne-am salutat. Pentru că am început așa vlogul foarte brusc, dar oricum eu mă salut acum cu vă și nu uitați neapărat să-mi lăsați un follow dacă încă nu mă urmăriți, îmi lăsați un like și un comentariu. Au ajuns cumpărăturile săptămânale de la Penny. Hai să vă arăt ce am luat de data asta. Aici avem chipsul de la Lay's cu smântână și mărar, paste, câteva conserve, fasole. Astea sunt picante și astea tot sunt picante și undeva și uite, astea nu sunt picante. Brânză, o să fac azi la prânz ciorbă de sfeclă roșie, așa că se potrivește foarte bine cu brânză. Aici e sos pentru paste, scobitori, câteva bucăți pentru că eu le-am scăpat aproape pe toate jos. I-am cumpărat din nou. Aici avem iaurt cu căpșun, iaurt cu piersică, brânză topită, am luat mai multă brânză topită, nu știu, îmi place și nu știu de ce încă nu mă pot sătura de brânza asta topită. Mi se pare brânza asta topită cu smântână cea mai bună, mai ales să o mănânci și pur și simplu, deci să nu o pui pe pâine, nicăieri, pur și simplu așa să o mănânci ca o gustare așa pe parcursul zilei. Mi se pare cea mai bună asta cu smântână și mai este încă una. Brânză topită cu, am uitat, cu cașcaval, tot e bună. Aia cu șuncă e bună, dar e bună să o pui așa pe pâine, să mai pui și salam acolo. Ce mai avem? Aici șervețele pentru mașina de spălat, ca hainele să nu se coloreze. Șervețele umede, șervețele uscate faciale. Aici avem suc cu
ce e cu măr. Popcorn o să-l facem în cuptorul cu microunde. Și roșii cherry, biscuiții ăștia care ne-au plăcut tare, dar foarte tare. Inițial nu aveam așteptări mari de la biscuiții ăștia, dar după când i-am gustat, sunt atât de crocanți, sunt atât de buni. Îi recomand și nu costă tare, tare scump. Aici avem pastă de tomat, că s-a terminat la noi. Pâine. O să dau până la o parte, pentru că aici avem prăjituri cu cremă de cacao și prăjituri cu căpșun, cu dulceață sau cu gust de căpșun. Sunt bune astea. Două sigur știu că sunt bune. Bruschete cu roșii, măsline. Bruschete cu pizza. Am mai luat și lămâie, că v-am spus, vreau să fac ciorba și în ciorbă să dau o jumătate de lămâie sau poate o lămâie întreagă, depinde, eu gust și văd dacă îmi place sau nu. Aici avem pipote, da, pipote și inimi de pui. O să le facem mâine sau poi mâine. Aici e carne de porc, că s-a terminat la noi și o să o pun în congelator. Lapte, făină, făină de grâu, iar aici pâine proaspăt am luat, că la ciorbă o să se potrivească sigur, și 10 ouă. Cam așa. Și unde e bonul? Stați că vă arăt. La final, pentru aceste cumpărături am plătit 211,16 lei. Uite și prânzul e gata. Ciorba de sfeclă roșie, tele mea de vacă în mod obligatoriu, pâine proaspătă și sunt curioasă, o mâncăm pe toată? Sau nu? De obicei când luăm așa pâine proaspătă, cât punem pe masă, atâta se mănâncă. Deci poftă bună dacă urmează să mâncați chiar acum. Uite că au venit și tramvaiele noi în Craiova. Am trăit și până în acest moment. În Craiova eu am venit în 2018 și atunci, fix în acel an, se vorbea că vor veni tramvaiele noi în Craiova. Bineînțeles, nu a fost să fie, nici așa în fiecare an, în 2019, în 2020, tot se vorbea că tramvai noi vor veni în Craiova și îți uite că în primul an noi chiar am crezut că da, vor veni, pur și simplu nu știam că încă vreo 10 ani înainte că noi să venim, toți se discuta despre faptul că vor veni tramvaie, dar nu vine a crede, dar totuși am trăit până în momentul ăsta și uite că vedem tramvaie noi, nu sunt toate... Nu le-au adus chiar pe toate noi. Am înțeles că jumătate din ele se vor schimba și jumătate din tramvaile care circulă vor fi noi. Și s-au scumpit biletele la transportul public, nu doar la tramvai și nu din cauza faptului că au venit tramvaie noi, dar s-au scumpit biletele. Dacă mai înainte erau 2 lei, acum sunt 3 lei. Poate 2,50 lei erau? Da, erau 2,50 lei și acum s-au scumpit la 3. Am făcut mini cumpărături de la Penny, de data asta ne-am axat mai mult pe fructe și legume. Am luat 2 mere roșii, 6 banane foarte grele, cred că e 1 kg aici, salată, o să o fac cred că mâine, aici e ceapă verde, dovlecei, 2 bucăți, 3 portocale, 3 mere, morcovi, broccoli. Aici Alexandru și-a luat cereale pentru micul dejun și cerealele astea îmi plac și mie, că le mănânc pur și simplu așa, fără lapte. Avocado și cam asta. Atât, ne ducem să plătim. La final am plătit 74,60 de lei, dacă m-am auzit. Am făcut o comandă de la DM și mi-a venit foarte repede. De regulă ei după 3 ore poți să te duci la magazin și să-ți iei comanda. Am făcut o comandă de pe aplicație, o să vă arăt deja acasă și mi-am luat. De la DM mi-am luat fondul meu de ten preferat. E uite asta de la Essence, l-ați văzut voi de multe ori. E nuanța soft vanilla, bine că am găsit nuanța care trebuie, pentru că prima dată când l-am luat a fost anul trecut, deci undeva un an mi-a ținut fondul ăsta de ten. E clar că nu l-am folosit zilnic și e clar că nu l-am folosit doar pe el, pentru că eu mai am încă 2 fonduri de ten de la Avon pe care tot le folosesc, așa că nu doar pe el l-am folosit, are 30 ml.
Deci a ținut aproape un an și inițial când l-am luat, mi s-a părut că nuanța e prea deschisă, prea închisă pentru mine și m-am gândit, ok, că țin minte că l-am luat așa prin primăvară și m-am gândit, ok, vine vara, o să mă bronzez și fără îndoială o să mi se potrivească. A venit vara și da, mi se potrivea, pentru că eram și mai bronzată, respectiv și el era un pic mai închis, dar de atunci tot mi se potrivește și parcă tot mi se potrivește, mi se potrivește. Sau poate eu m-am obișnuit cu el, cu o nuanță mai închisă sau chiar, pur și simplu, cumva m-am bronzat vara trecută și nu m-am dizbronzat, adică cumva am rămas tot așa de bronzată sau... Pentru că eu de fiecare dată când cumpăram fondul de ten, foloseam cea mai, luam cea mai deschisă culoare sau a doua din cele mai deschise, cumva cam pe acolo, eram și într-o extremă și cam era ușor relativ să-mi găsesc nuanța mea. Relativ ușor, că țin minte că, a fost o perioadă în care tot experimentam cu fondul de ten și îmi luam fond de ten și îmi luam mai multe tipuri și țin minte că de vreo două ori mi-am luat eu ceva, deci de vreo două ori nuanțe foarte închise. Asta încă e fleac. Dar atunci era chiar închis, că țin minte că foloseam acele fonduri de ten pentru contur. Erau atât de închise că mi se potrivea și ca contur. Asta e, deci ăsta e preferatul meu. Țin minte că data trecută, prima dată când l-am luat, am dat pe el 20 de lei. Acum e undeva 21,50. Oricum, după părerea mea, își merită banii, mai ales că asta îți crezi și mai ales că ține destul de mult la mine. Oricum, depinde și cât de mult fond de ten pui pe față. Eu pun cam 3 pufuri în total. Depinde. În mare parte hai pun 3, dar când, de exemplu, fața mea e plină de acne și trebuie măcar cumva să acopăr și să creez o iluzie că fața mea e relativ normală pentru fotografii și videouri, pot să pun 4 sau 5 pufuri. Are o acoperire medie, e un fond de ten așa mai cremos, dar care cumva se usucă așa pe față și câteodată nici nu mai am nevoie de pudră, de exemplu. Apropo, mi-am comandat de pe Shein o pudră, cum se numea, translucidă, că tot am auzit și pe TikTok despre pudra asta și pe Instagram. Cumva aici, nu știu, am uitat cum se... Era o denumire. Poate voi vă aduceți aminte, știți? Să pui aici pudră albă, uite aici în zona asta și cumva ți deschide. De fapt, nu, mi se pare că pudra asta translucidă e doar ca să nu-ți lucească fața. Stați că am încurcat eu. Deci trebuie oricum să verific ca să nu vă spun prostii. Mi se pare că pudra asta translucidă, ea nu se vede, ea e albă, ea nu se vede deloc pe față, adică nu are o nuanță și pur și simplu o pui cu scopul de a ca fața ta să nu ți lucească, da? Să nu fie uleioasă, pe parcursul zilei mai revii așa, îți mai alegi, deci nu are nicio nuanță. Așa, cu fond de ten am rezolvat, că am găsit, v-am spus că am comandat de pe aplicație, plus am avut și o reducere de 15% și ață dentară. Eu anul trecut am început să folosesc ață dentară, deci am undeva un an de când folosesc ață dentară și mi se pare ceva super util și super important, adică rutina mea de seară, mai ales că dimineața nu folosesc ață dentară, folosesc doar seara și pe parcursul zilei, clar, când îmi intră ceva în dinți, păi folosesc ață dentară și mi se pare ceva super, super util. Nu știu cum, înainte eu nu foloseam ață dentară, dar asta e, nu știam, nu cunoșteam, mă speria ideea de a folosi ața dentară, nu știu de ce. Lucrurile sunt mult mai simple pentru că depinde de fiecare dată ce fel de ață dentară ai tu. De exemplu, dacă ai spații între dinți destul de mari, de exemplu, am vreo 4 dinți în care distanța e destul de mare, deci de la dinte la dinte și deci sunt, de fapt, nu sunt 2 spații, unde distanța e foarte mare, da? Și mi s-ar potrivi și o ață dentară care nu neapărat cumva se mărește, da? Dar majoritatea dinților nu am spații mari acolo, sunt spații foarte înguste, respectiv am nevoie de o ață dentară plată sau o ață dentară care pe parcurs când pui tot ața, cât tot o baci între dinți, păi ea se face tot mai plată și mai plată, deci se mărește și ajungi unde ți trebuie, da? Și nu ți deranjezi gingiile, nu se întâmplă nimic. Deci depinde de ce fel de ață dentară folosești, ce fel de spații între dinți ai tu. Eu de fiecare dată foloseam ața asta dentară și, stai că eu cam, uite aici se vede. După părerea mea, e cea mai ideală pentru mine, luând în considerare că la mine spațiile sunt foarte, foarte înguste. Și uitați-vă cum arată ața asta dentară. Vedeți? Deci e plată.
E plată și am înțeles că are și ceară, are 50 de metri. Îmi ajunge cam pe 3 sau 4 săptămâni, cam așa, folosind-o în fiecare seară. Pot să mai am și situații în care să nu folosesc într-o seară, dar 99% o folosesc în fiecare seară, respectiv mi-ajunge pe 3-4 săptămâni și, după părerea mea, încercând foarte multe azi dentare, asta mi se părea cea mai... E clar, atunci nici nu știam că trebuie să folosești ața dentară în conformitate cu spațiile pe care le ai tu între dinți. E clar că dacă folosești o ață dentară nepotrivită, după o să pierzi toată dispoziția de a folosi ața dentară pentru că îți mai traumezi gingiile din cauza faptului că ai luat o ață nepotrivită. Asta e. Deci asta, după părerea mea, era cea mai ideală. Inițial ea costa 8-9 lei. Și după tot se scoate, îți minte că la Auchan o cumpăram, când făceam încă comenzi de la Auchan săptămânale. După am început o să iau de la MyAuchan și tot comand, deci inițial costa 80 lei. Și parcă în ultimul an ea s-a scumpit foarte și foarte, deci de fiecare dată îmi cumpăram cam două ațe, două bucăți îmi cumpăram și mi-ajungea pe două luni, de exemplu, aproximativ pe două luni. Și odată la două luni, când tot mă duceam să-mi cumpăr din nou, să-mi reînnoiesc stocul, păi, ea tot se scumpea, ba cu un leu, ba cu doi. Deci de la 10 au trecut la 12, după la 14, după parcă s-a oprit foarte mult timp la 14 și acum ultima dată când am fost să-mi cumpăr, dar nu mi-am mai cumpărat, costa 17-18 lei, după părerea mea, prea scump, după părerea, pentru o ață dentară pe care o folosești și care se duce odată la 3-4 săptămâni și se termină. Și în plus, cel mai amuzant a fost că erau câteva variante de ață dentară acolo în Auchan și varianta asta era băgată, știți, într-o chestie de plastic, cum de exemplu sunt lamele de ras, lamele de ras tocum costă 100-150, vorbesc de lamele de ras pentru bărbați, costă 100-150 de lei și de fiecare dată lamele astea stau într-o chestie de plastic ca nimeni să nu le fure. Uimirea mea a fost când am văzut ața asta dentară, care e foarte micuță, deci e tot așa într-un ambalaj din ăsta, foarte micuță, dar e băgată chestia aia de plastic, deci e clar, cu cât oamenii tot ața aia dentară tot se scumpe că deja au hotărât să o pună în plastic. Poate au fost deja tentative de furt, da? Pentru că cer scuze. Pe parcursul la un an, ața asta dentară și-a schimbat prețul de 1 miliard de ori cu un leu, cu doi, cu trei și tot așa. Mi se pare prea mult. Și am găsit o alternativă, dar hai să deschidem împreună și să vedem dacă totuși e alternativă. E o ață dentară de la DM. Dentodent. Așa se numește. Și că ea tot trebuie să fie plată sau dacă nu e plată, cumva ața asta se mulează foarte bine pe dintele tău și chiar dacă nu ai spații foarte mari, păi ea intră cumva în dinți, așa că vreau să văd cum îi arată de fapt. Costa în jur de 8,50 lei. Hai să vedem împreună. Deci, uite așa arată, că am văzut și mai multe fotografii, mă uitam recenzii și vedeam că ața asta e destul de... Nu pot să spun că e groasă, e și plată dacă vă uitați, așa că, și apropo, e mentolată. Niciodată am avut ațe dentare din astea mentolate. Vedeți că e clar, nu e atât de plată cum e asta e mai plată, dar sunt curioasă să văd cum o să fie. Miroase foarte și foarte bine, ia-mi sincer. Până când nu vreau să-mi dau așa o părere, să fac așa o concluzie finală, pentru că până când am testat pe câteva dinți, parcă e bine ușor. E clar, nu e atât de ușor cum asta e mai plată, dar văd că firele se emulează, deci ușor așa ele se despart una de alta. Că am mai avut și ațe dentare în care parcă era, nu știu, parcă era o sârmă elementar și nu puteam să ajung la... nu puteam să-mi curăț bine dinții și îmi traumam inclusiv și gingia. Spun eu că până când e bine, adică nu sunt chiar nemulțumită, dar trebuie să o testez o lună și după o să-mi spun deja părerea finală dacă îmi place sau nu. Dar până când parcă mi inspiră încredere și ia 50 de metri și spun eu un preț de 8-9 lei cât asta costă, e mult mai bine. Asta mâncăm la prânz. Iam, iam, iam. Mai am și ața asta dentară care nu mi se potrivește, e mult prea tare. Nu intră suficient în spațiile dintre dinți, cel puțin la mine, în comparație cu asta. De exemplu, vedeți asta cât e de plată. Și să-mi scrieți în comentarii dacă cunoașteți o ață dentară care e la fel de plată, dar are un preț
cât de cât bun și adecvat, să mi scrieți în comentarii de numire, pentru că tot caut. Oricum o să o testez pe asta, vă spun, trebuie să o testez cam o lună și să am o părere, să văd dacă o mai cumpăr sau nu. Dar până când arată mai bine. Ea pare de parcă e groasă, dar ea nu e groasă, e mai mult plată decât groasă. Și încă un minus la ațeasă dentară, dar am mai avut eu mai multe ațe dentare și aceeași problemă o întâmpinam, câteodată ața se blochează. Și trebuie cumva de aici să o deschizi și să o regulezi, să o pui din nou. Dar din experiența mea, după o perioadă o folosești toate de două ori și după iară se blochează și tot așa. Și asta e până la infinit. Și asta e minusul, că se blochează și nu mai poți folosi. Adică poți o folosești de aia, și trebuie să te chinui să o desfaci aici, să o regulezi și chestia asta, că asta oricum nu garantează că peste o perioadă iar o să se blocheze. Cadourile sunt deja împachetate, mi-a luat vreo două ore doar ca să le ambalez și asta e culoarea predominantă. Anul trecut țin minte că era albastru, alb și mai era încă o culoare, nu mi-aduc aminte, albastru, alb și încă ceva. Erau trei culori și anul ăsta sunt trei culori. Culoarea asta, asta și mai este încă o culoare. Oricum, uite așa, gata. Cu asta am terminat. Am comandat de la Pui pe Jar, de data asta altceva decât în mod normal. De obicei comandăm pui pe jar, un pui întreg pe jar, dar de data asta am făcut o excepție. Am comandat cârnăcior de porc. Aici e pip de pui pe jar și aici Alexandru o să mănânci coastă de porc. Tot felul de sosuri, aici e sos deci e ketchup dulce și aici, nu știu, e smântână, usturoi și pătrunjel sau mărar, nu mai țin minte. Vinul nostru preferă pâine proaspătă. Ne punem să mâncăm. Poftă bună, dacă urmează să mâncați chiar acum. Outfitul de azi, mi-am luat bluza asta albă și fustiță. Mai am aici și pantalonii, dar colanții ăștia groși, uite ăștia. În prima parte a zilei am îmbrăcat un pic altfel. Mi-am luat bluza de la fusta asta, că fusta asta vine la set cu o bluză super drăguță de pe Shein. Dar îmi place să le port și separat. Bluza să o port separat, fusta asta să o port separat și să o combin cu tot felul de haine. O să-mi iau și paltonul, geanta.
că afară nu e frig, e, acum sunt 18, 15, 18 grade, dar o să venim târziu și atunci deja o să fie mai frig, așa că o să-mi iau paltonul. Așa, apropo, voiam să vă povestesc de hamsterul nostru. Eu tot cât puneam decorații, m-am trezit azi pe la azi, fix azi se schimbă și ora, oricum. Trebuia să mă trezesc mult mai devreme decât am planificat, dar asta e. Deci m-am trezit destul de dimineață, deci pe la ora 3 m-am trezit și puneam decorațiunile să prin toată casa, că fânul mi-a luat foarte mult timp inițial. Planificasem, nu știu, o oră, dar cred că mi-a luat vreo 2 ore ca să le pun și în timp ce puneam decorațiunile, hamsterul nostru alergă atâta, că noi de obicei îl ducem în baie ca să nu-i deranjeze roata lui. Cât mama cheam, am dus hamsterul în bucătărie aici pe masă și deja mama cheam pentru că acolo pe unde de obicei hamsterul îmi punea machiajele mele. Și cât îmi făceam machiaj, am făcut machiaj o oră și jumătate, atâta timp el non-stop mi se pare că alerga în roata lui. Poate cu mici pauze, poate, dar alerga foarte și foarte mult. Și după când deja am venit aici în bucătărie, în hol să pun decorațiunile, el deja urca pe cușcă, cădea jos, iarăși alerga, se uita la mine, vedea și eu ce fac. Deci era super ocupat. Deci, nu știu, atât cât am stat eu, deci de la ora 3 până la ora, nu știu, 7 dimineața, cam așa, deci non-stop, el avea tot felul de activități. Mamă dracă! Și ăsta e machiajul meu de azi. Am folosit un gri, cu toate că e un gri spre albastru, nu am un alt fel de gri, așa că am folosit culoarea asta. Am folosit mov. De fapt, nu e un mov, eu aș spune că e un violet. De fapt, nu, nuanța pe care cred că o am mai degrabă e un mov, dar pentru ziua lui Alexandru am pregătit 3 culori esențiale, predominante, gri, alb și un violet. Parcă aș spune că e un violet, nu știu, nu prea pot să înțeleg. Mi se pare că e un violet, nu e chiar un mov. Și machiajul meu l-am făcut tot în stilul ăsta, mi-am pus un gloss. De multe n-am folosit gloss, cred că de o lună și trebuie mai des să-l folosesc. Că în ultimul timp folosesc așa mai mult culori mate, rujuri mate, dar trebuie să mai folosesc și glossuri. De fapt, eu am un singur gloss, dar glossul ăla poți să-l pui la tot felul de culori. Dacă vrei la roșu, dacă vrei la, nu știu, la un maro, cum eu acum am un vișiniu, cum se numește culoarea asta, și trebuie mai des să folosesc glossuri. Îmi iau paltonul ca să nu fie frig, cu toate că acum sigur nu o să-mi fie frig, dar mai aproape de seara o să fiu mulțumită că mi-am luat paltonul. Îmi iau geanta asta, care după părerea mea se potrivește de minune la paltonul ăsta, doar că trebuie să-i mai pun aici portofelul, cheile și telefonul. Și am plecat. Ignorați machiajul meu de azi. Nu arată deloc bine pentru că nu e fatal. Nu pot să spun că e ceva super dramatic, dar am filmat un video pentru TikTok și pentru Instagram. Deci un machiaj în ordine inversă, adică am început cu rujul, cu conturul buzelor, după cu rimelul, deci tot invers. Da? Cum, de exemplu, dacă mi-aș termina machiajul, așa îl încep. Cam asta e ideea. Oricum am filmat, acum trebuie să strâng tot de pe masă, pentru că chiar dacă nu am făcut un mare machiaj, dar e un mare dezastru pe masă și vreau să mă duc să-mi spăl părul. După mai am să strâng hainele, după mai am să editez niște videouri, deci treaba este, timp puțin e. Așa că noi ne vedem deja în următorul vlog. Sper că v-a plăcut. Nu uitați neapărat să mă susțineți cu un like, să îmi lăsați un comentariu, să mă urmăriți dacă încă nu mă urmăriți, așa că eu, ca de obicei, vă doresc o zi sau o seară minunată și ne vedem în următorul vlog. Apropo, noi nu ne-am văzut o săptămână, mărcătă conturul buzelor arătării iute, deci nu ne-am văzut o săptămână, dar nu e dramatic. Dacă lipsesc o săptămână de pe canalul meu de YouTube, nu e fatal. Mă găsiți pe Instagram, pe TikTok, așa că dacă lipsesc o săptămână, n-am murit, e totul bine. Așa că o zi sau seară minunată și ne vedem în următorul vlog.